Bună și bine v-am găsit! Sunt Ana Maria Gugu. Astăzi o avem invitată pe Adina Enache, care a acceptat propunerea noastră de a participa la, de a fi prima participantă la interviurile cu antreprenoare din comunitatea noastră. Și vă propun să o salutăm împreună pe Adina. Bună, Adina! Salut! Mă bucur să fiu lângă tine astăzi. Mă bucur că ai acceptat să fii alături de noi. Și aș vrea să încep prin a ne spune cine ești tu. Lucrez în domeniul educației non-formale din 2006, când am reușit să particip la un curs de formare de formator, care într-adevăr mi-a schimbat viața. Și de atunci, chiar în cadrul cursului, încă din 2006, a avut o parte de aplicare în care chiar eu am fost în fața altor oameni și a trebuit să susțin un curs. Și atunci a fost primul push, primele emoții, primul stres în postura mea de formator. Și de atunci m-am îndrăgostit de această meserie, pasiune, job, cum vreți să-i ziceți. Și în continuare fac acest lucru cu foarte mare plăcere. Pe lângă meseria de formator, este mai multă pasiune. Eu merg și la grădiniță, sunt educatoare, sunt și mamă a doi băieți, pe care îi salut, sper să se uite. Și lucrez și într-un ONG în calitate de formator și în calitate de manager de voluntari. Foarte frumos, ne bucurăm să te cunoaștem, Adina. Ce-ți place cel mai mult din tot ceea ce faci? Îmi place foarte mult să am provocări în viața de zi cu zi de la oamenii cu care lucrez. Acum, de exemplu, de un an găzduim în asociație voluntari internaționali pe programul Corpului European de Solidaritate și nu este loc de plictiseală. Adică ei tot timpul, este ca și cum ai avea 20 de copii în același timp, ei tot timpul te provoacă, au tot felul de idei și, într-adevăr, și situații problemă pe care te invită să le rezolvi, să-i ajuți în permanență, să le fii alături. Deci îmi plac aceste provocări, îmi place foarte mult să ies în natură, să fac mișcare. Îmi place să petrec timp cu copiii, îmi place să mă uit la televizor, la filme. Și la cinema, acum că este liber, sunt mare fan. Îmi place să citesc și îmi place mereu să descoper lucruri noi în ceea ce privește metodologia din educația non-formală. Doamne, dar când ai timp de toate astea? Cât un pic așa din fiecare să mă simt că fac ceea ce îmi place. Urmărindu-ți răspunsul, am auzit citesc, să aflu și îmi vine următoarea întrebare în minte. Consider că educația este un factor delimitator în 2021? Este, într-adevăr. De când, să zicem, s-au mai relaxat restricțiile, am reușit să intru și în contact direct cu participanții la câteva cursuri și din ce în ce mai mult se pune accent pe importanța educației în viața noastră și mai ales în viața tinerilor. Cred că orice problemă am aborda și orice soluții creative, digitale am găsit sau adaptate la zilele noastre, până la urmă totul se învârte în jurul educației. Așa este. Apropo, tu ziceai că ești expert în educația non-formală și îmi ridici la file următoarea întrebare. Ce crezi că lipsește în sistemul educațional din România? Educația non-formală. Cred că ar prinde bine și de câte ori am reușit să mă întâlnesc cu profesorii și să livrez
cursuri din sfera aceasta de educație non-formală, fie că a fost pe scriere de proiecte, negociere, chiar antreprenoriat, lucru în echipă, comunicare, au fost foarte încântați și foarte deschiși la ceea ce înseamnă metodologia din sfera educației non-formale, cât de interactive sunt metodele, cât de colorate și atractive sunt materialele folosite. În permanență, în momentul în care ei participă, își doresc și solicită manuale de educație non-formală, metode, joculețe și toate lucrurile astea și le notează și cu intenția de a, le transmite mai departe și a le folosi la clasă. Undeva cred că se rupe firul, pentru că deși ajungem, să zicem, la unii profesori, cred că până la urmă la elevi ajung destul de puține din aceste metode. Acum, din discuțiile cu profesorii, sunt foarte multe motive care sunt și invocate, și eu lucrez în sistemul de învățământ și sunt convinsă că există foarte multe piedici, pentru că, de exemplu, pentru o sesiune de o oră și jumătate pe care o susții prin metode non-formale, cred că te pregătești cel puțin 3-4 ore. Și atunci, când tu ai la clasă într-o zi 6-7 ore, imaginează-ți ce ar însemna să, ca și timp, dar și ca și costuri, că educația costă, să te pregătești pentru astfel de intervenție. Încet, încet, eu cred că lucrurile merg spre bine și din ce în ce mai mulți profesori sunt dispuși și chiar utilizează la clasă metode de educație non-formală, care aduc puțină culoare, un pic mai multă atractivitate față de procesul de predare-învățare și determină pe elevi să fie mai motivați să învețe. Că până la urmă despre ei este vorba. Orice ca ei să învețe. Mă bucură foarte mult de optimismul tău și sper că așa va fi de acum încolo, pentru că și eu am fost profesor în sistemul educațional și n-aș mai vrea să mă mai întorc prea curând acolo. Și chiar mă bucură să aflu că de aici încolo copiii s-ar putea bucura de așa ceva. Revenind la tema și subiectul nostru și înainte de a continua cu întrebările, cred că am uitat să vă rog, dacă aveți întrebări, cele care ne urmăriți, vă rog să le adresați în comentarii și o să le pun Adinei să ne răspundă la ele. Dar aș vrea încet încet să revenim acum la tema noastră, educația în antreprenoriat. Să legăm tot ce ai spus tu până acum despre educație, pentru că știu că lucrezi și ai lucrat foarte mult cu copiii. Cum am putea noi ca și adulți să ne educăm? Este absolut necesar și obligatoriu din partea noastră să continuăm să ne educăm pe tot parcursul vieții. Eu consider că este nu numai un beneficiu fizic, mental care ni-l aducem, dar și un lucru benefic pe care îl vom transmite și celor din jur. Consider că dacă te interesează un anumit subiect, chiar dacă ai finalizat educația formală, poți să continui să înveți și poți să continui să te dezvolți pe partea asta profesională, pentru că sunt foarte multe cursuri, foarte multe activități și de reconversie profesională și plătite și gratuite și în cadrul unor proiecte europene, în care poți să înveți să-ți dezvolți propria afacere sau să-ți pui în practică propriile idei. Da, există foarte multe oportunități. Adică dacă stau să mă gândesc, când am terminat eu facultatea, în afară de ce învățai acolo, nu aveai alte opțiuni, pe când acum chiar sunt. Exact așa cum bănuiam, ești o susținătoare a educației continue. Și că ai abordat și partea de antreprenoriat, cum am putea face noi ca antreprenori să ne educăm mai mult? Ce recomandări ai în acest sens? Cred că în afară de cursurile standard care se fac pe dezvoltarea antreprenorială, unde înveți de la zero să-ți pui pe hârtie într-un plan de afaceri o idee,
cred că ar fi utile și întâlniri cu antreprenori, ar fi utile și vizite în locuri unde se desfășoară activități de business, fie că sunt fabrici, fie că sunt ateliere, acolo unde se întâmplă și unde se întâmplă afaceri de succes, pur și simplu vizite, să vezi cum este, cum îi ducem noi pe tinerii care participă la diverse proiecte. I-am dus la o fermă de vaci, i-am dus la un centru hipic. Sunt foarte multe lucruri oarecum ascunse care se desfășoară în jurul nostru cu succes și de la care putem să învățăm foarte multe lucruri. Foarte frumos vorbești tu despre ceea ce faci, dar m-ar interesa mai mult ce faci tu ca antreprenor să te dezvolți. Tu ce fel de cursuri, activități faci pentru tine? Eu am și eu particip la cursuri. Ultimul, cel mai recent la care am participat a fost pe dezvoltarea abilităților digitale, că era nevoie. Am mai participat iarăși de curând la un curs despre media literacy, despre cum să ne protejăm în online, cum să transmitem și mai departe celorlalți elemente de securitate cibernetică, cum să folosească un conținut, cum să-l creeze un conținut în online, cum să-și facă o campanie în online și așa mai departe. Tot prin învățarea de la cei care sunt experți în domeniul respectiv și toate lucrurile pe care le învăț și cursurile la care particip, cărțile pe care le citesc, contribuie la formarea mea profesională și personală de-a lungul timpului. Ai un sfat pentru antreprenorii din comunitatea noastră? Eu cred că nu este un scop în sine să devii antreprenor. Eu cred că, de exemplu, la mine a fost ca cumva că afacerea m-a făcut pe mine. Nu eu am făcut, pur și simplu am făcut ceea ce mi-a plăcut și din lucrul ăsta s-a născut un PFA, pe formare, care taie și facturi din când în când. Deci, cum să zic, faceți ce vă place și ceea ce vă frământă noaptea, ceea ce nu vă lasă pe voi să dormiți, acel lucru încercați să-l faceți și atunci sunt convinsă că se va transforma în ceva la care și alții vor dori să participe și încet, încet se va transforma și într-un business. Cred că ăsta este parcursul. De la noi spre exterior. Foarte frumos, Adina, ceva de genul acesta mi s-a întâmplat și mie în partea mea de engleză și cu platforma, ceva de genul ăsta mi s-a întâmplat și mie. Spun că de fiecare dată când îmi vine să las totul, de la cât de multă muncă e și cât de mult am de făcut, e ceva care mă trage înspre și nu mă lasă. Exact așa cum spui tu. Bun. Spune-ne mai acum pe final, unde te găsim noi? Eu încă sunt pe Facebook pentru că eu când am început acum foarte mulți ani, ziceam în 2006, era singura modalitate prin care țineam legătura cu ceilalți, mai ales cu partenerii din afara țării, cu participanții. Acolo postam anunțurile la cursuri, poze. Pentru mine profilul meu de Facebook merge în urmă cu 11-12 ani și am pe fiecare album în parte cursurile care am participat eu, pe care le-am ținut eu, ca un CV, mai degrabă ca un CV. Și acolo sunt, în mare parte acolo sunt și acolo și interacționez cu tinerii, pentru că și ei sunt prezenți tot acolo. Acum de curând am făcut o recrutare să trimitem în mobilități tineri, s-au înscris 100 de tineri. Și le-am trimis mail și n-au răspuns. Deci nu funcționează. La tineri nu? Nu a funcționat mailul și când i-am luat la rând la telefon, da, stați să-l găsim. Deci nu. Pe Facebook cred că dacă le-aș scrie în fiecare zi, pe chat, am fi în permanentă comunicare. Și sunt și pe Instagram, mai puțin, nu prea postez, mai puțin sunt obișnuită cu Instagram. La telefon,
nu-mi place foarte mult să folosesc telefonul, de aceea pe mine nu mă sună nimeni, poate vreo urgență sau ceva, dar nu. Pe Messenger-ul de la Facebook răspund în permanență. Și pe Facebook, să înțeleg că te găsim pe profilul personal? Da. Și ai făcut cumva și o pagină pentru afacerea ta? Nu am o pagină pentru afacerea mea, noi avem doar la asociație. Foarte mult timp din ceea ce fac eu pe partea de formare se suprapune cu ce facem la asociație. Îți duim cursuri, trimitem tineri în mobilități la alte cursuri de formare, la schimburi de tineri. Și tot acolo pe pagina asociației CERT promovăm și ceea ce fac voluntarii străini aici în comunitatea din Craiova. Pentru că și ei au fost foarte mult sprijin, mai ales în pandemie, când școlile au fost închise. Au ținut educație non-formală pe soft skills, comunicare, leadership, antreprenoriat și stil de viață sănătos în online. Deci toate lucrurile s-au legat. Eu chiar vă sfătuiesc pe toate să intrați pe profilul Adinei. Eu am intrat și are chiar niște poze foarte drăguțe din care avem de învățat cu toții și să vedem cât de multe se pot face pentru copiii noștri cu puțină voință și puțină iubire, aș mai spune eu, că se exprim prin toată ființa ta, Adina, iubire. O concluzie a discuției, o concluzie a tot ce a însemnat această întâlnire a noastră. În concluzie, eu sper să fie un bun început, să comunicăm mai mult și mai des și să găsim subiecte care ne interesează pe toate. Putem chiar să facem un poll, să vedem ce anume ne-ar interesa mai mult să discutăm. Putem să învățăm foarte multe unii de la ceilalți. Și putem să ne ajutăm. Eu sunt convinsă că în permanență fiecare om are ceva de dăruit și în momentul în care dăruiești, te simți valorizat, ești motivat să faci și mai multe lucruri pentru tine și pentru ceilalți și întotdeauna primești cel puțin în egală măsură cu cât dăruiești. Și în felul acesta, împărtășindu-ne unele altora experiențele, cunoștințele, chiar și poate și timpul liber pe care putem să-l petrecem împreună, sunt convinsă că o să creștem ca și comunitate și personal. Foarte frumos, Adina, îți mulțumesc încă o dată pentru toate cuvintele frumoase, pentru că ai acceptat să intri live cu noi astăzi. Îți dorim mult succes. Mă bucur că am fost alături și sunt convinsă că o să ne mai vedem. Iar pentru voi, dragile mele, vă aștept să vă înscrieți la aceste interviuri, să avem discuții prietenoase și ca aceasta cum a fost cu Adina, pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a ne ajuta pe fiecare în parte. Vă pup, să aveți o săptămână ușoară și plină de reușite. Pa, pa!